Ne aflăm în comuna Iepureni, satul Iepureni. Numele meu este Radu Bâlbâie și suntem posesorii unei ferme de aproximativ 11 hectare de lavandă în proprietate și în exploatare de aproximativ 16 hectare, pentru că colaborăm cu un coleg de-al nostru. Soiul este Septopolis angustifolia. Este un soi bulgăresc. Bine, originile sunt multiple, dar este un soi care s-a adaptat foarte, foarte bine în România, pentru că condițiile meteorologice de la noi au devenit din ce în ce mai călduroase. Despre distilărie pot să vă spun că a fost un efort financiar din partea noastră, dar a meritat fiecare euro pe care am dat, pentru că fără această distilărie ne era practic aproape imposibil să suportăm costurile cu distilărie, cu distilatul plantelor la un procesator de lavandă. Distilarea este de producție italiană, este direct de la producător. Anul 2022 cred că a fost o provocare pentru toți fermierii, nu numai pentru cultivatorii de lavandă. În primul și în primul rând din cauza costului foarte ridicat al motorinei. Dacă anul trecut un litru de motorină era undeva la 5,6-5,8, acum, anul acesta, când am distilat noi, a fost aproximativ 9 lei pe litru, 8 lei și ceva, deci undeva de aproape 50% mai mult. A fost un an dificil, un an greu pentru toată lumea. În procente cu 50% motorina, iar cu forța de muncă undeva la 20-25% mai mult decât anul trecut. Un potențial cultivator trebuie să ia în calcul următoarele aspecte. În afară de achiziționarea butașilor, care un butaș acum, un butaș certificat, are un preț de aproximativ 0,20 de euro pe bucată, înmulțit cu minimul 16.000 de bucăți pentru un hectar, pentru că noi ne-am aplicat o schemă de 1,40 între rânduri și 30-35 de centimetri între plante, rezultă între 16 și 20.000 de plante pe hectar. Dacă mulțim cu 0,20, înseamnă undeva la 4.000 de euro doar plata butașilor. Dacă luăm în calcul doar să plantăm în regim de hobby, astea ar cam fi costurile, în afară de forța de muncă cea cu prășitul. La un hectar ne descurcăm manual, dar dacă vrem să facem din această cultură și un business, atunci sfatul meu este că trebuie să înceapă cu minimul 5 hectare. Ăsta este sfatul meu, sau cel puțin din experiența noastră. M-ați întrebat de producția anului 2022. Nu a fost o producție care să ne satisfacă pe deplin, dar în condițiile anului acesta secetos a fost o producție decentă. Noi nu am urmărit, nici nu vrem să fim ipocriți, dar nu am urmărit din primul an de producție recuperarea investiției, practic nu se poate economic. Ar trebui să fie ceva nemai întâlnit. Dar tot ce am câștigat, tot ce am vândut, la rândul nostru, noi am investit, am retehnologizat cât am putut și cu banii proprii și bani din alte surse, bani din credite bancare, pentru că am considerat că este o afacere în care merită să investești, dar dacă nu este dublată de pasiune, chiar și de răbdare. Cred că ăsta este cuvântul, de răbdare. Cultura de lavandă în general nu este foarte, foarte pretențioasă. Trebuie să fie un pH mediu, dar în general pământurile sunt, este o plantă care se adaptează bine, chiar dacă este și în coastă, cu atât mai bine. Ar trebui evitate pământurile care sunt drepte să nu aibă drenaj, pentru că nu este foarte iubitoare de apă și în condițiile în care apa rămâne mai mult de 2-3 zile, n-ar avea unde să dreneze, atunci se usucă planta. Dar aș reveni puțin la costuri, pentru că nu vreau să evit întrebarea dumneavoastră și nici la
numai la costuri, chiar și atunci la profit. În primii, am mai spus-o și o repet și cred, anii mi-au dat dreptate, anii de experiență în această cultură. Primii 5 ani, sub nicio formă, eu nu văd cum cineva ar avea profit din această cultură. Referitor la ce vă spuneam mai devreme, dacă este doar pentru un hectar, se poate avea profit dacă vindem uleiul de lavandă, că în special de ulei vorbim. Din păcate, de 2-3 ani de zile este un trend, mi-e și frică să spun descendent, dar tendința nu este una care să îndemne către investiții. Noi am investit, am mizat pe investiții, dar deocamdată suntem mulțumiți că aceste investiții au venit prin reducerea costurilor cu întreținerea culturii. În ceea ce privește partea de profit, credeți-mă, dacă nu se vinde în sistem organizat sau nu se face export cu ceea ce se vinde în România, cel puțin noi, eu vorbesc în nume propriu, dar noi cam ne cunoaștem între noi în județul Vaslui, chiar și producătorii din zona Moldovei, chiar și de pe lângă București, ne cam cunoaștem între noi și aproape toți se confruntă cu aceeași problemă. Subvenții acoperă undeva la jumătate din costurile. Cred că fără subvenție ne-am descurcat mult mai greu, trebuie să recunoaștem acest lucru. Vorbesc de subvenția pentru ecologic, nu subvenția clasică. Am fost invitat la cel mai mare târg care se ține pe 4 continente. Anul acesta pentru Europa s-a ținut la Paris. Spre nemulțumirea mea, nu a fost niciun reprezentant, nu numai că al statului român, chiar nu am văzut nicio firmă din România, ceea ce este o mare nemulțumire de-a mea, o mare nemulțumire, nu știu, lipsa de lobby din partea autorităților, lipsa de interes a producătorilor, habar nu am. Dacă ne raportăm la prețul uleiului în Comunitatea Europeană, un preț corect ar fi de la 150 de euro în sus, pe litru. Dacă ne raportăm la un preț corect, ar fi întâi să calculezi prețul de producție, după care ai adausul comercial, unul de bun simț ar trebui să fie, dar care să nu te facă nici să spui, băi, am muncit degeaba un an de zile și stau cu producția pe un preț corect, cred că la momentul actual pentru România ar fi în jur de 100 de euro. Asta este părerea mea personală. Am mai și vândut, dar am vândut în cantități mici în raport cu producția pe care am făcut-o. Nu ne plângem, dar tendințele nu sunt foarte optimiste.